Celebrul regizor bosniac Emir Kusturica, un fan declarat al lui Vladimir Putin, a mers la Moscova, unde a fost primit de idolul său. Artistul i-a cerut bani lui Putin pentru un nou proiect și a făcut o paralelă între războiul din Ucraina și cel din fosta Iugoslavie. Înainte de a-și prezenta proiectele, Kusturica i-a mulțumit dictatorului rus pentru ceea ce a numit dreptatea sa istorică personală, despre care a subliniat că i-a caracterizat întotdeauna pe slavi. Kusturica, născut musulman la Sarajevo, s-a botezat în 2005, când a și devenit activist naționalist sârb. Admirația regizorului pentru Putin l-a dus la Moscova în 2012, la inaugurarea celui de-al treilea mandat la Kremlin.